Ce studii are Elena Udrea, de fapt? Detaliul surprinzător din CV Elena Udrea a fost și va rămâne cel mai controversat personaj din lumea politică. Deși acum este după gratii și va mai petrece o lungă perioadă de timp acolo, încă atrage atenția publicului. Un aspect interesant despre ea sunt studiile sale, despre care nu se știu prea multe. Totuși, un detaliu surprinzător apare în CV-ul blondei. Ce a studiat Elena Udrea? Elena Udrea se numără printre cele mai cunoscute nume din politica românească. În prezent, ea se află la închisoare în penitenciarul de femei Târgșorul Nou, unde execută șase ani de închisoare în dosarul Galabute. Deși a încercat să-și dovedească presupusa nevinovăție, fostul ministru nu a reușit și trebuie să își spășească pedeapsa. Elena Udrea rămâne un personaj important în România și orice detaliu despre ea este interesant. Dacă în toată România s-a vorbit despre ilegalitățile comise și acuzațiile care i s-au adus de-a lungul anilor, puțin știu ce studii are blonda. Astfel, a făcut clasele IVI la școala NR16, după care a absolvit cursurile liceului teoretic Bogdan Petricei cu Hasdo, profil filologie. Udrea are și studii superioare. Aceasta a urmat cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative la Universitatea Dimitrie Cantemir din Capitală, Specializarea Drept. În anul 1996 a obținut și diploma de licență. În 2005, Elena s-a apucat din nou de școală și a decis să se înscrie la Universitatea Națională de Apărare Carol I, terminând cu Brio un masterat în Securitate și Apărare Națională. Cum a fost copilăria Elenei Udrea? Elena Udrea a fost mereu deschisă și a vorbit despre aspecte legate de familie. Cât despre copilărie, fostul om politic a mărturisit că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, deși lipsurile au fost prezente cu desăvârșire. Își amintește perfect cum părinții ei nu își permiteau să îi cumpere păpușa pe care o voia și nici prea multe haine, dar niciodată nu a făcut o dramă din asta. Am vrut odată o păpușă care spunea Mama. Costa 260 de lei pe vremea aceea, iar păpușile mai mici erau 180. Eu am primit-o pe cea mică, dar nu e ceva care să fi fost o dramă. Iar mai târziu, părinții încercau să mă asigure ceea ce mi-aș fi dorit ca adolescentă, să am pantofi noi la începutul anului școlar, de exemplu. Dar astea sunt lucruri care acum par din altă lume. Pe vremea copilăriei și a adolescenței mele, aveai o pereche nouă de pantofi la începutul anului școlar, una de cizme de care trebuia să ai grijă să nu se dezlipească pentru că trebuia să te țină două-trei ierni. Azi îmi amintesc cum mă bucuram când mai creștea puțin piciorul pentru că erau obligați să-mi cumpere o altă pereche de pantofi, chiar dacă pe cealaltă nostri casem, a spus la acea vreme Elena Udrea. În perioada adolescenței, blonda mărturisea că nu se număra printre fetele populare de la școală. Era cu minte, atentă la cum se îmbrăca și se asigura mereu că poartă rochii lungi și că nu stă în preajma băieților, idei preluate din mediul în care crescuse.